Așa cum vă spuneam și puțin mai devreme, un nou eveniment aici la Stadiul Idurii Herald, o incursiune în istoria ateismului, o istoria ateismului, cartea scrisă de profesorul universitar Ovidiu Morar. Cât despre teologi, ar fi poate mai bine să tac, fiindcă nu este cu minte să atingi sau să miști din loc ce miroase urât. Ăștia nu știu de glumă și se fac coc și pară dintr-o nimica toată. S-ar putea să se nepostească deodată asupra mea și să mă silească să abjur sau să mă dea în vinac ca eretic de nu mă dezic de spusele mele. Căci asta e spirietoarea cu care înspăimântă îndeopște pe cei ce nu au cinstea să le câștige bunăvoința. Scria Erasmus din Rotterdam în elogiul nebuniei sau discurs despre lauda prostiei în anul 1508. Nu se declara încă ateu, dar atacul lui împotriva instituției clericale din acea vreme este evident și surprinzător de actual. Ne aflăm așadar în fața unei cărți importante, cum spuneam, o nouă apariție la editura Herald, o istorie a ateismului, o carte care are un titlu care lansează o provocare chiar și azi, pentru că de-a lungul istoriei, știm foarte bine, cuvântul ateu nu a putut fi rostit fără oarecare strângere de inimă, fără o nuanță mai mult sau mai puțin ostilă. Și totuși, dacă putem aduna la oaltă într-o istorie atât de mulți gânditori care se înscriu în această categorie, înseamnă că este un efort de cunoaștere care chiar trebuia făcut. Îi mulțumim autorului cărții, domnului Ovidiu Morar, care este astăzi alături de noi și s-a angajat, să spunem, în acest demers. Pentru început, foarte pe scurt, aș ruga-o și pe colega mea, Luisa Neac, să ne povestească puțin. Știu că și-a făcut și niște mici însemnări despre carte și apoi să mergem mai departe cu întrebările către invitații noștri. Da, foarte bine, din cauza emoțiilor se mai întâmplă, vorbesc pe repede înainte, pentru că urmează și alte evenimente. Invitații noștri, am uitat, normal ce era mai important, l-avem alături de noi pe domnul Adrian Niță, prieten al editurii Herald. Ne-am întâlnit și mă bucur că ne reîntâlnim, pentru că și în anii trecuți noi am mai fost împreună și la alte evenimente aici la editura Herald. Domnul Adrian Niță, conferențiar universitar, cercetător științific la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Modru. Autorul cărții pe care l-am prezentat puțin mai devreme, profesorul universitar Ovidiu Morar, scriitor, eseist și publicist și nu în ultimul rând, prietenul editurii Herald, domnul Ion Bogdan Lefter, analist politic, critic și istoric literar, cu care ne-am mai întâlnit în urmă cu două zile la o altă lansare aici la editura Herald. Luisa, te rog. Prin istorie, astfel încât ne ajută să
profesor Ovidiu Morar, ce v-a făcut să scrieți această carte? De ce o istorie a ateismului? Istoria ateismului este o carte care s-a născut în urma unei constatări pe care am făcut-o de mai mulți ani. O constatare pentru mine întristătoare. Societatea contemporană, în loc să fie din ce în ce mai deschisă din punct de vedere al mentalității, din punct de vedere al ideilor, al ideologiilor, este, din punctul meu de vedere, parcă din ce în ce mai închisă, adică mai închistată în niște prejudecăți, tabuuri, dogme, care parcă seamănă ev-mediu întunecat. Din acest motiv am pornit acest demers pentru a oferi practic societății actuale, contemporane, care este o societate care se pretinde deschisă, laică, democrată și așa mai departe, un model de gândire care este în răspăr cu acest mod de a te raporta la realitate, care este dogmatic și închis și încremenit în prejudecăți. Tocmai asta a fost ideea de la care a pornit această carte. Și am ajuns la această carte de fapt pornind de la studiile mele anterioare despre avantgardă, care avantgarda a fost un fenomen contestatar în literatură și artă, și pornind de la înțelegerea acestui spirit avantgardist, am considerat că acest spirit ar trebui extins în toate domeniile gândirii contemporane. Și acesta ar trebui să fie modelul, din punctul meu de vedere, de la care ar trebui să pornim astăzi într-o societate deschisă, dacă dorim să avem o societate deschisă. Pe de altă parte, constatarea pe care am făcut-o când am început să scriu această carte este că ateismul, de fapt, este în continuare perceput ca ideologie negativă, nocivă, ca o ideologie antisocială, o ideologie păcuboasă, care are ceva demonic, ceva maletic. Ca să fac o glumă, o ideologie care nu are niciun Dumnezeu. A fi fără Dumnezeu, de fapt, asta înseamnă a fi maletic. E un sinonim. Un om fără Dumnezeu e un om diabol, un om periculos. Și, practic, această carte, exact asta încearcă să ne reveleze. Faptul că ateismul de-a lungul timpului, sau mai bine zis, necredința, într-o formă de transcendență, fie ea personală sau impersonală, de-a lungul timpului nu și-a propus în niciun caz să dărâme structurile sociale existente, să facă tabula rasa din toate valorile unei societăți civile, ci din potrivă. Și dacă veți citi această carte, veți constata cu surpriză că apar aici gânditori pe care toată lumea îi considera mai aproape de credința în divinitate decât pe o poziție agnostică sau atee. De exemplu, Pitagora, care în legile morale și politice spune foarte clar că dacă nu vrei să le crezi pe toate, să nu crezi în zei.
pe zei. Nu zeul l-a inventat pe om. Deci sunt niște afirmații perentorii care s-au născut cu foarte mult timp în urmă și este, din punctul meu de vedere, este păcuboasă această credință că ateismul ar fi o ideologie care s-a născut în legătură cu modernitatea și că are legătură cu criza valorilor din modernitate și așa mai departe. Și că tot ce înseamnă ateism e legat de această criză contemporană a valorilor. Ori cartea demonstrează că problema asta i-a preocupat pe foarte mulți gânditori încă din antichitate și că există chiar un important corpus de lucrări care pun această problemă. Ce să vă mai spun? La editura Herald am ajuns constatând că există o colecție care a fost coordonată de domnul Alexandru Angel, care a publicat lucrări foarte importante din istoria gândirii libere și am crezut că această carte își are locul aici, în acest cadru. Și cu siguranță și noi am crezut la fel. În urma unei discuții pe care am avut-o ieri cu domnul profesor Adrian Niță, legat de libertatea credinței, libertatea de a nu crede sau libertatea de a crede, mi-a venit o întrebare chiar aseară și aș vrea să-l întreb pe domnia sa. În secolul 21 ar putea fi legiferat dreptul de a nu crede? Mulțumesc frumos! Părerea mea este că ar trebui și chiar este necesar. Este și posibil, este și necesar. Iar această lucrare o demonstrează din plin. Să ne gândim la faptul că în Constituție se garantează dreptul la libertate, dreptul la libertatea conștiinței, mai chiar să și spune despre credințele religioase, ca unul din articole. De asemenea, Declarația Universală a Drepturilor Omului, de asemenea, se vorbește despre fiecare om care îi se garantează dreptul de a emite orice idee dorește și de a crede în orice idee, că de altă parte niciuna dintre acestea nu se spune despre libertatea de a nu crede, despre libertatea de a nu fi atașat de o anumită doctrină sau ideologie. Dar asta este o afirmație foarte tare. Pe de altă parte, trebuie să facem o paranteză aici, după ce am lămurit această întrebare. După părerea mea, cartea este despre toleranță, despre nevoia de dialog și de apropiere între oameni, despre nevoia de dragoste și de iubire și de respect. Faptul că cineva crede în Dumnezeu sau crede în Iisus sau crede în Buddha sau crede în Allah, nu înseamnă că este un dușman pentru cel care crede în altceva sau pentru cel care nu crede în altceva. Din punctul ăsta de vedere, încă o dată spun, lucrarea trebuie văzută ca o pledoarie pentru respect, pentru toleranță, pentru prietenie, dacă vreți, pentru iubire, cu alte cuvinte, exact valorile pentru care fiecare dintre credințele religioase susțin că le practică. După părerea mea, cartea poate fi văzută și dintr-o altă perspectivă, și anume încearcă să mai înlăture din imensul nor de ipocrizie în care trăiește societatea la ora actuală. Mai de mult știți bine că se ucideau între ei, era chiar ordin să-l ucizi pe păgân, creștinul pe turc, turcul pe creștin și așa mai departe. Se ucideau între ei în virtutea faptului că celălalt era diferit. După părerea
părerea mea, a sosit timpul să nu mai gândim așa și nu numai că să nu gândim așa, dar a sosit timpul în care cu adevărat să ne respectăm și să ne iubim toți, indiferent de ce credință sau de ce necredință avem fiecare dintre noi. Iar cartea exact asta face, accentuează faptul că e nevoie să înlăturăm ipocrizia, e nevoie să înlăturăm necinstea sau incorectitudinea, inclusiv din rândul celor care practică sau primesc soldă pentru asta, adică am în vedere clerul. Există ipocrizie și la nivelul ăsta. Indiferent ce cred unii, ce cred alții, dacă cred în potop sau dacă cred în că femeia este dintr-o coastă a unui bărbat, indiferent dacă cred că femeia trebuie supusă bărbatului sau din potrivă, așa crede creștinismul, sau din potrivă dacă crede că femeia ar trebui să fie nesupusă, eu așa aș face o literă de lege, femeia să fie nesupusă bărbatului. Cartea arată exact nevoia asta de toleranță și de încredere și de respect pe care trebuie să avem fiecare dintre noi ca ființe umane, ca ființe vii, inclusiv pentru animale, inclusiv pentru plante. Cred că la lansarea cealaltă s-a vorbit despre asta. Orice ființă vie are drept la viață și la libertate. Și aici vorbim inclusiv despre libertatea câinilor și pisicilor. De ce să nu aibă și ele dreptul să fie libere? Dacă cățelul meu din curte vrea el să plece, poate să plece. Sigur că acum că l-am pervertit noi, că îl ținem în curte, l-am obișnuit să-i dăm mâncare, săracul de el nu se poate descurca în libertate. Deci, practic, îi facem rău dacă îi dăm rău. Sau un canar dintr-o colivie. E discutabilă treaba. Dar, din punct de vedere teoretic, din punct de vedere conceptual, eu acum discut lucrurile ca un filozof, din punct de vedere conceptual, și canarul din colivie are drepturile lui la libertate, așa cum fiecare dintre noi avem dreptul la libertate și la viață, și la credință și la necredință, deoparte. Pe de altă parte, lucrarea este un scandal, i-am spus și autorului. A vorbi astăzi de ateism, mare minune că nu te ia cineva la bătaie sau autorul se pune într-un pericol, se pune în pericol foarte mare. Probabil că nu... Nu va fi ucis, dar acum un secol sau două era într-un asemenea mare pericol. Autorii despre care vorbește el aici își scriau cărțile anonim, adică le publicau mai întâi fără numele autorului. Abia ulterior, după 10 ani, după 20 de ani, ba chiar uneori și după 100 de ani s-a făcut legătura între carte și autorul care a scris-o. Pentru că acei oameni au avut un curaj nebunesc, unii dintre ei au fost condamnați, au fost puși la index, au fugit din țară și așa mai departe. Lucrurile din punctul ăsta de vedere nu s-au schimbat radical. Ați au fost arși pe rând, nu s-au schimbat radical. Deci autorul trebuie lăudat pentru curajul pe care l-a avut. Sunt sigur că nici el nu e ateu, nici unul, poate că nici mulți dintre noi de aici de față nu sunt atei, dar nu despre asta e vorba. Noi nu discutăm despre convingerile și credințele fiecăruia, cum să spun, intime, personale, fiecare poate să creadă ce vrea. Dar ideea este că ai un curaj nebunesc să scrii o asemenea carte, chiar și în secolul XXI. Mulțumesc foarte mult, domnul profesor Adrianiță. Pe domnul Ion Bogdan Lefter l-aș întreba cum a găsit această lectura acestei cărți, cum ați găsit cartea și ce credeți despre o istorie a filozofiei privită dintr-un punct de vedere ateist. Răspund foarte scurt la întrebare, pentru că acum o să spun ce aș vrea eu să spun despre această carte. Ai văzut că așa s-a descurcat și domnița, ți-a răspuns scurt și pe urmă a spus ce avea de spus despre carte. Eu ți-am mai făcut, Sorine, sugestia să abandonez formula asta de interviu cu întrebări pregătite, pentru că în felul ăsta n-apucăm să spunem ce e de spus la o lansare. Interviul putem să dăm oricând. Faceți și o publicație de tip pliant ale liturii, vă dăm interviu, nicio problemă. Cum am dat peste carte? Păi mai întâi m-ai invitat tu, de partea editurii, să vorbesc într-o lansare și apoi tânărul Don Scrima alaltă mi-a oferit-o de pe stand, așa am publicat. Sigur că pot adăuga că îl citesc pe domnul Ovidiu Bonar și deci era în firea lucrurilor, în logica profesională, ca
și noua sa carte să-mi cadă sub ochi. Prin urmare, nu e doar o situație protocolară și o prejurare de târg de carte, ci e ceva serios la mijloc. Cum e să privești istoria filozofiei din acest punct sau din orice alt punct, e o opțiune intelectuală. Se poate scrie istoria filozofiei dinspre, ca să îți dau un răspuns mai documentat, dinspre nu numai marile idei, marile ideologii, marile sisteme de gândire, ci și din perspectiva mâncărurilor. Exemplul lui Jean Frey, care a făcut mai multe cărți asemenea jocuri intelectuale și au mai făcut-o și alții. Se pot aplica, mai ales în epocă postmodernă, în vremuri în care cercetarea umanistă, literar, culturală și socio-umană evoluează către interdisciplinarismele cele mai extinse, s-a răspândit mult și emblema așa numitelor studii culturale care permit orice fel de mixaj între teme și între domenii și între metodologii, se poate privi o materie de studiu, inclusiv marile istorii culturale, din orice punct. Avem un exemplu românesc și pentru istoria literaturii. Din același registru consumistic. Un coleg al nostru, critic literar, istoric literar, Răzvan Domcu, a scris o istorie a vinului în literatura română, partind istoria literaturii române prin identificarea băuturilor care se beau în proză, mai ales, dar uneori se beau și în presuri. Absintul și altele au avut influență importantă în anumite etape ale istoriei poeziei europene, prin simbolismul și alte momente, încât se poate construi și ludic, dar și serios, din orice punct. Istoria ateismului pe care domnul Ovidiu Morar ne oferă, sigur, nu face joc intelectual, ci își asumă foarte serios o tematică. O tematică importantă și care îl conduce la o carte importantă, impunătoare, intimidantă chiar. Așa, aș vrea să spun despre carte, primul, și despre editură și felul în care această carte se așează în proiectul dumneavoastră. În primul rând despre apariția în bibliografia personală a lui Ovidiu Morar acestei cărți și domnia sa, intervievată de Sorin Lucaș la început, de obicei se dă cuvânt autorilor la sfârșit, ne-a explicat, ne-a spus, știm, măcar unii dintre noi, poate nu toți dintre cei care vă aflați acum aici, știți că el este unul dintre cei mai cunoscuți, mai serioși, mai sistematici, de durată, cercetători ai avangardei românești istorice. Avangarda românească, mișcările de avangardă, literară principal, dar sigur că au fost și acolo interferențe literar, vizual, teatral, cinematografice, să zicem, au însemnat în perioada, în prima jumătate a secolului 20, subversiunea totală la adresa academismelor, a tradițiilor, a muzeului, cum s-a spus. Nu? Am mai evocat și ieri, în altă împrejurare, vechiul surur, vechile slogane ale avangardelor istorice, să dăm foc muzeului. Sigur, nu la propriu, căci atunci ajungeai direct la pușcărie, dar simbolic vorbind, să renegăm trecutul, să dinamităm stereotipiile acumulate în timp și osificate și să facem artă nouă, novatoare, revoluționară, complet nealiniată, complet liberă. Și alte și alte, atâta se știe, propoziții de program avangardist au incendiat într-un fel sau într-altul muzeele și toate artele și toată societatea, scandalizând o vreme până când la rândul lor au fost asimilate. Despre mai ales această etapă a scris sistematic câteva cărți domnul Ovidiu Morar. La
l-au interesat, sigur, și contextele, fundalurile, drept care domnia sa s-a ocupat, sigur, și fiind universitar, predând cursuri de literatură, modernitatea întreagă, în ansamblu, l-au interesat și alte fațete, de pildă, întreaga orientare de stânga a unei părți a literaturii culturii române din prima parte a secolului 20, cu prelungiri și ulterioare, firește, însă aici intervine în discuție fractura postbelică din întreaga Europa Centrală și de Est, unde au fost impuse regimuri de extremă stânga care au pervertit toată discuția. O carte, penultima sa carte, precedenta sa carte, se ocupă de această literatură a Revoluției. Un alt studiu, o altă culegere, se ocupa de scriitorii români evrei, adică dând atenție, autorul dând acolo atenție, dimensiunii etnice, n-aș spune cele religioase, căci interesul pentru componenta evreiască gardei românești vine în cazul său și în cazul altor cercetători, nu dinspre motivații religioase și nici măcar etnice în ultimă instanță, ci într-un anumit model, să zicem, mai degrabă psihocultural, ilustrat de scriitori de evreiască, în fundal existând, sigur, motivația etnică, dar nu ca marcaj, ca marcă etnicistă a avangardei. Deci aici se exagerează și aici s-au și răspândit stereotipuri care au fost apoi până antisemit în unele situații. L-a interesat, deci, ceva care este și în proximitatea unui model etnic-religios, în maniera în care am încercat acum să o descriu aproximativ, dar cât de prudent. Trecerea... Așa, sunt foarte proaste la microfoanele astea. Avem acum trecerea acestui... Avem trecerea acestui autor de la avangardă și contextele ei, chiar și mai largi, uneori etnice, alteori ideologice, către istoria universală și din totdeauna planetară și de-a lungul întregii istorii a ateismului, adică a radicalismelor nonconformiste pe dimensiune filozofico-religioasă. E logică această trecere, această creștere în cercuri concentrice, dar este uimitoare și complet imprevizibilă din punctul meu de vedere trecerea de la cercul 2, 3, 4 la cercul nu știu cât a sud. Între timp, domnul Morar s-a putut ocupa de alte fenomene parțiale, de alte lucruri care se ducă undeva în final la un fel de efort din acesta uriașesc de a sintetiza istoria universală, transistoria gândirii de stânga, a gândirii ateiste, a gândirii laice. Mi se pare un lucru așa surprinzător cum este, în logica care am descris-o, absolut admirabil, e un efort de sinteză foarte mare, e o bibliografie internațională impunătoare la sfârșitul acestei cărți, care face, cum Magalneag ne-a spus, trecere de la un continent la altul, de la o epocă la alta, de la un autor la altul. Avem de-a face de-a lungul cărții cu un fel de mici sinteze de etapă, pe epoci și pe zone ale lumii, însoțite de profiluri de autor, să spunem, de mici profiluri de mari gânditori, ateiști sau care au avut dimensiuni subversive din perspectiva gândirii religioase. Un efort remarcabil și pe care nu știu câți alți autori s-ar fi înfamat să o scrie, căci nu e deloc ușor. Proiectul editurii. Poate că sunt unele lucruri pe care nu se cuvine să le spunem atunci când editurile ne invită să lansăm cărți despre propriul lor profil. Altele sigur că se cuvine, căci lăudăm inițiativele, nu ne prezentăm, nu acceptăm invitații dacă ni se pare
să spun lucruri foarte frumoase. În același timp, apariția acestei cărți la editura Herald este provocatoare din perspectiva publicului editurii Herald, al proiectului editurii Herald, și într-un fel ne obligă, mă simt eu obligat să spun ce am de spus acum, pentru ca să nu fac doar politețe și complezențe. Editura Herald a început, am discutat despre lucrurile astea și cu regretatul domn Scrima, i-am spus gândurile mele bune și încurajatoare, văzând cum editura evolua și se deschidea față de proiectul inițial, le-am spus și doamnei Scrima și tânărului domn Scrima Junior, deci nu e un secret, ca să spun așa, măcar între noi în culise. Dar se știe, editura Herald a început ca o editură de nișă spirituală. Hai să dau așa o generic improvizat și în anumită măsură aproximativ. O editură care a cultivat nu o singură religie, publicând cărți, texte de tip dogmatic, sapiențial, cu o dimensiune de erudiție și de cercetare, deci nu cărți de propagandă religioasă propriu-zisă, dar cărți care reușeau să găsească o zonă de interferență între interesul cercetătorilor, cercetători ai marilor modele religioase, pentru cultura română asta înseamnă în descendență eliadescă, o zonă de interferență cu un public mai larg interesat de modelele religioase într-un mod mai angajat, mai direct, mai personal, uneori în căutare de modele cărora să îi se afilieze pentru a face noviciaturi, să zicem. Acest profil a asigurat ani de zile editurii Herald o bună poziționare pe piață, înțeleg că și succes comercial, dar nu se poate merge multă vreme pe o singură coardă sau pe un instrument cu un număr limitat de coarde. Între timp, piața editorială românească, cum știți, a cunoscut suișuri și coborâșuri, mai ales un mare coborâș după declanșarea crizei financiare și economice de după 2007-2008 în Europa. Către 2009-2010 s-a produs prăbușirea pieței editoriale românești și trebuiau găsite alte și alte soluții. Fără să-și trădeze proiectul inițial, editura Herald a început să se diversifice extrem de interesant. O componentă masivă, între timp presupun că ea asigură o bună parte din vânzările editurii, cărți care să iasă spre utilități practice din perspectiva autoconstrucției interioare, care poate să presupună și dimensiune religioasă, de credință, dar nu neapărat. Opțiuni de viață, opțiuni de tip spiritual, intelectual. Și lucrurile astea se însoțesc cu corporalitatea, cu sănătatea, cu alimentația, cu toate lucrurile acestea care pot fi tratate și sunt în toată lumea și în cărți care au vânzări bune. Alte zone sunt zonele mai degrabă științifice, filozofice, dar care păstrează legături cu mister, nu neapărat cu religii, dar cu zona misterioasă pe care religiile întotdeauna identificat-o în psihicul uman și uneori au și construit-o, sigur. Vezi colecția de filozofie care poate merge până la Rorty, până la deci, relativiști postmoderni, sau colecția seria Carl Sagan care merge către misterele cosmice și așa mai departe. A fost colecția, sigur, este în continuare colecția de biografii, de autobiografii, unde nu există decât tangențial sau nici și colo doar dimensiune religioasă asumată sau preeminentă în cazul personalităților care și-au scris viața, care și-au detaliat biografiile, dar e ceva tot de autoconstrucție interioară într-o anumită armonie cu proiectul inițial despre care vorbeam, al editurii Herald. Și e un lucru lăutabil, un lucru curajos din partea editurii, într-adevăr, să își asume acum la
editura la care în mod deja tradițional se publicau cărți sapiențiale pentru oameni credincioși sau interesați să înțeleagă credințele, o istoria a ateismului. Mi se pare un lucru absolut lăudabil, pentru care eu nu aplaud editura. Mi se pare un curaj, iarăși fac acum ceva mai puțin politicos, dar veți înțelege foarte bine că am o mare prețuire și pentru carte și pentru autorul ei. E un mai mare, mi se pare, curaj al editurii în această istorie instituțională care presupune relație cu publicul, așteptări, imagini, autoconstrucție de imagine, decât curajul autorului. Apropo de ce și domnia sa a spus, vorbind despre faptul că am recunoaște în contemporaneitate simptome de ev mediu, a continuat apoi și domnul Niță, vorbind despre faptul că ar putea să o pățească, să o încaseze autorul asemenea cărți în zilele noastre, nu cred. Contemporaneitatea și-a asumat de mult distinția clară între religios, gândirea religioasă și laicitatea socială, laicitatea statului, laicitatea sistemului de justiție, de juridic, laicitatea economiei. Că sunt încă persoane, grupuri, zone ale națiuni, poate, religii, care uneori, prin unii, nu acceptă lucrul ăsta, sunt doar simptome de non-contemporaneitate, de retardare. Lucrurile sunt, civilizațional vorbind, foarte clare. Și nu cred că cineva din târgul ăsta, din orașul ăsta, din țara asta, îl va zgârțâi de umăr pe domnul Morar. Eu îl îndemn să fie mai optimist și să stea liniștit, să nu-și ia gardă de corp, cum îi sugera Sorin Lucaci. E un curaj intelectual să abordeze o tematică complicată, eventual cu potențial polemic. E un curaj să trăham la un proiect atât de amplu, major. Deci, încă o dată, felicitări pentru carte și pentru proiect. Dar este, cred, un mai mare curaj al editurii să-și asume și această dimensiune pe care acum 5-6 ani nu ți-ai fi imaginat-o apărând la editura Herald și care acum se potrivește la această editură. Cred că merită să reflectăm asupra acestor lucruri și să aplaudăm încă o dată, să-i aplaudăm și pe autor, dar și colectivul Herald. Mulțumim foarte mult domnului Ion Bogdan Lefter. Aș vrea să îl întreb pe domnul Ovidiu Morar, dacă ateismul este o salvare din dogmă sau este de fapt o altă dogmă? Ateismul nu e o altă dogmă. Există credința că ateismul ar fi un soi de fundamentalism, un fundamentalism secular. Însă această credință, sigur, e împărtășită de unii, dar majoritatea celor care își asumă poziția aceasta nu cred că practică un fundamentalism, adică în sensul în care a fost practicat și încă mai este, din păcate, din fericire, practicat astăzi de către fundamentaliști religioși. Adică eu unul nu văd un ateu care să sară la peregata unui credincios și să-l oblige să nu creadă sub amenințarea cu moarte. În vreme ce invers a fost posibil. Și tocmai cred că această carte exact problema asta o pune. Acești gânditori care și-au asumat această poziție în raport cu religia oficială, de regulă ateismul a fost o insubordonare, o lipsă de credință în dogmele propovăduite de biserica care avea rolul politic fundamental în stat. Acești gânditori au avut acest curaj de a-și asuma această gândire eretică cu orice risc, ei și-au riscat viața.
Și lucrul acesta ar trebui până la urmă conștientizat că libertatea de gândire este un lucru extraordinar care a fost câștigat cu un foarte, foarte îndelungat efort. El a fost un efort practic de secol, de milenii. Toți acești gânditori care și-au pus această problemă, în niciun caz, după cum o demonstrează aceste texte pe care nu le-am răstălmăcit, am încercat să le reproduc tale coale prin citare directă de cele mai multe ori, tocmai pentru a nu fi cumva acuzat de intenții maloneste sau de ce tendențioase. Acești gânditori demonstrează că ceea ce ei au încercat să facă prin această ideologie este tocmai un lucru pozitiv pentru societatea europeană. Și, în mare măsură, istoria aceasta a ateismului este o istorie a gândirii libere care a dus la această societate deschisă, la această societate seculară de astăzi. Așa cum remarca domnul Ion Bogdan Lefter, foarte bine, astăzi, din fericire, nu ar mai fi posibile autodafeurile de acum 500, poate chiar mai puțin, de 500 de ani. Din fericire, societatea de astăzi a devenit mai tolerantă, dar cred eu că încă nu suficient de tolerant. Încă mai există tendința aceasta a unor instituții, a unor oameni, de a acapara gândirea și de a o monopoliza, de a pune monopol pe această gândire liberă care, cum spuneam, a fost cucerită cu un efort imens. Mulțumim foarte mult autorului cărții O istorie a ateismului, domnul profesor Ovidiu Morar, carte apărută în colecția Cultură și Civilizație la editura Herald. Mulțumindu-le foarte mult invitațiilor noștri pentru că au fost alături de noi și la acest eveniment, domnul profesor Adrian Niță, domnul profesor Ovidiu Morar, domnul profesor Ion Bogdan Lefter și colegii mele Luisa Neag, coordonatoarea colecției Cultură și Civilizație, și cu mesajul, cu demnul să citiți această carte. Este o carte deosebită, O istorie a ateismului, de Ovidiu Morar. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și la acest eveniment și, bineînțeles, vă așteptăm în continuare la următoarele evenimente. Mulțumim foarte mult!